5 ani, 583 de membri, 11 campanii încheiate, 10 de probleme rezolvate și sute de vieți schimbate. Asta înseamnă, pe scurt, Beard Brothers, poate cea mai neconvențională organizație neguvernamentală din țara noastră. Sunt bărboși și inimoși și au strâns în jurul lor alți voluntari și oameni de bine. O mare familie care arată o altă față a României. Dăruiesc necondiționat și o fac pe timpul, dar mai ales pe barba lor. Eu cred că România are mai multe părți și e foarte important în care te uiți. Sincer, din punctul meu de vedere, văd o țară foarte frumoasă, cu oameni foarte faini. Asta nu exclude că nu se întâmplă anumite lucruri sau că sunt foarte multe lucruri rele, dar prefer să-mi focalizez atenția pe zona frumoasă ca să pot să continui mai departe, să schimb părțile nasale. La început au fost doar 3 bărboși, prieteni apropiați, printre ei și Cornel Hoza, designer și manager de evenimente. Sătul să vadă în jur lucruri care nu funcționează cum ar trebui, a hotărât să dea sistemului o mână de ajutor pentru a face pași înainte. Așa a început prima lor campanie, în anul 2013. Au adunat haine, jucării și alimente pentru copiii și familiile nevoiașe din mai multe sate. Am crescut frumos și organic, spunem noi, deși la început oamenii erau destul de sceptici în ceea ce ne privește, pentru că, hai să fim serioși, nu arătăm a fi genul de oameni care să facă lucrul ăsta, dar am crescut de la a strânge haine la a face campanii de zeci și sute de mii de euro. Am ajuns să ne implicăm în sistemul de sănătate, în sistemul educațional și așa mai departe. Cred că se schimbă lucrurile în bine, încet, încet. Adică acum 5 ani eram foarte sceptic, am și fost plecat din țară și când m-am întors vreau cumva să plec din nou, dar se pare că Beard Brothers ne-a schimbat obiectivul. Proiectul le-a schimbat viețile tuturor celor implicați. Nimeni nu se aștepta ca acțiunile lor mici să îndeplinească visuri mari. De la dăruit zâmbete, haine și rechizite, bărboșii au ajuns să cumpere aparate medicale pentru secția de arș a Spitalului de Urgență din Cluj-Napoca, să renoveze școli și spitale, să construiască viitorul la propriu. De la an la an au crescut miza, iar cea mai recentă campanie a lor a strâns aproape 150.000 de euro pentru achiziția unei ambulanțe SMURD. În acest fel îi vor ajuta pe medicii care acum merg la intervenții cu ambulanțe vechi și de 11 ani. Asta în condițiile în care după 5 ani ambulanțele ar trebui schimbate pentru siguranța pacienților. De ele depinde dacă pacientul ajunge în viață sau nu și e clar o nevoie reală. Din păcate, la un moment dat s-ar putea ca toți să ajungem acolo. Am văzut ambulanțele și știm niște lucruri, știm că am văzut cum unele din ele zlipite cu scotch și chestiuni de genul. Campania cu numărul 12 este încă în desfășurare. Cel mai recent eveniment pe care l-au organizat a fost Târgul Caritabil de Crăciun, unde au avut parte de ajutor și de la Divizia Feminină. Fondurile pe care le vom strânge din acest târg se vor îndrepta către campania noastră de anul acesta, în care vrem să cumpărăm o ambulanță. Cred că doar așa putem să evoluăm într-o direcție pozitivă, dacă ne uităm la aproape, dacă ne ajutăm unul pe altul și ne susținem. Mi se par niște oameni foarte, foarte motivați. Îmi place faptul că sunt tineri și sunt deschiși mai ales către oportunități, către lucruri noi, nu sunt închiși la minte. Îmi place că se implică. Fiecare contribuție, oricât de mică ar fi, se face mare la un moment dat și poate să se îndeplinească anumite lucruri. Îmi place foarte mult ideea și toată abordarea lor față de lucrurile care contează. Bărboșii și surorile lor au muncit din greu ca să aducă puțină bucurie acolo unde ea lipsește. Iar la final de an, când se trage linie, pentru ei nu mai există sintagma "nu se poate". Motivația lor vine în permanență de la oameni și de la poveștile acestora. Momentele care m-au marcat, cred că cel mai tare, a fost la Măgoaja. Am construit o toaletă în interiorul clădirii, școală și grădiniță pentru comuna respectivă. Și printre altele am reușit să le ducem și niște ghiozdane cu diferite obiecte de care ei aveau nevoie și la un moment dat era un penar cu 4 părți și o fetiță m-a întrebat ce e asta. Și în acel moment mi-am dat seama că noi uităm cumva să ne bucurăm de lucrurile simple, acela era un penar cu carioci, creioane, deci nu era nimic ieșit din comun, dar pentru ea a fost o chestie wow. Momentul ăla cred că m-a marcat cel mai tare. Cred că în fiecare campanie există un moment din ăsta, pentru că eu cred că
Momentele astea sunt absolut necesare pentru a ne identifica cumva cu cauza respectivă. Nu știu, dau un exemplu. Când am decis să luăm Birmobilul, participasem la o defilare de modă Atypic Beauty, se numea, unde am văzut persoane în scaun cu rotile care prezentau modă și ne s-a părut un lucru extraordinar. Ce s-a întâmplat după cu Birmobilul, faptul că am reușit să scoatem un băiat care n-a mai ieșit de 5 ani din casă pentru că n-avea cum să iasă, și ăla a fost un lucru impresionant. Deci fiecare are chestia ei care e foarte emoționantă și care cred eu că e motorul care ne ține mișcare. Faceți decorațiuni pentru Crăciun? Foarte fain. Și mie numai bilut îmi place să fac. Ăla-i preferatul meu. Ce face? Vrea să mi face? Nu, picură puțin. Nu. Am ajuns la mașină. Birdmobilul este cea mai cunoscută acțiune a tinerilor. Este singurul taxi comunitar din România care face curse în mod gratuit pentru persoanele cu dizabilități. Bărboșii au achiziționat o mașină în anul 2017, iar acum au deja două la dispoziția oamenilor. Cei care au nevoie să se deplaseze sună la dispecerat cu 24 de ore înainte, iar voluntarii împart cursele. Sunt persoane de tot felul, cu tot felul de dizabilități. Sunt persoane în scaun cu rotile, sunt persoane care au fost atleți de performanță și au ajuns imobilizați în scaun cu rotile, sunt persoane nevăzătoare, cazuri sociale, copii în general îți înmoaie sufletul cel mai mult. Pur și simplu a fost o nevoie a comunității. Legea spune că orice firmă de taxi care are în parc peste 100 de mașini ar trebui să aibă una dotată pentru persoane cu dizabilități, lucru care nu se întâmplă nicăieri în țară. Au pornit din Cluj și astăzi au filiale în toată România. Încă o dovadă că binele unește oamenii. Bărboșii sunt niște personaje total diferite din punctul meu de vedere și cred că ăsta e cel mai fain lucru, că cumva oameni foarte diferiți au ajuns în același punct și fac luptă pentru același scop. Considerăm că barba este stare de spirit și nu o chestie de aparență. Mă motivează fiecare sfârșit de campanie, adică satisfacția pe care am când o campanie e gata și văd că am reușit să ajut, să contribui cumva la schimbarea din jurul meu. Bineînțeles, cum nu există pădure fără uscături, nu există nici România perfectă, dar cred că se îndreaptă spre direcția bună. Se poate mai mult, sunt foarte mulți oameni care vrea să facă, dar nu au curajul și noi asta încercăm. Noi asta încercăm să le arătăm că se poate. Dacă punem mână de la mână, se poate și mai bine să punem mâna și ajungem să schimbăm. Să schimbăm și să sprijinim țara asta să fie frumoasă și mai. Familia Beard Brothers schimbă starea României, aduce zâmbete și speranță, nu doar de sărbători, ci în fiecare zi, pentru că ei cred că fiecare zi este un motiv de sărbătoare atâta timp cât ești sănătos, darnic și bun, iar binele se va întoarce în zecit. Reacția oamenilor pe care ajutăm, asta e cea mai mare mulțumire pe care poți să ai când vezi, mai ales un copil când zâmbește, îi dai un cadou, îl ajuți, îl înveți chestii noi, oamenii pe care e lângă tine și vezi că vor să vină să facă voluntariat. Și îi introduci cumva în chestia asta, le arăți, îi înveți, vezi că crezi cumva, se bucură de rezultatele pe care le au. Asta e cea mai mare mulțumire pe care poți să o ai. Dar trebuie să fie o sărbătoare în fiecare zi. Că ai ce sărbători în orice zi, fiecare pas pe care îl faci în viață e un motiv de sărbătoare.